seara, dragi telespectatori! În această seară, la emisiunea Sfatul Medicului, o să vorbim despre vegetațiile adenoide. Vegetațiile adenoide sunt niște formațiuni limfoide care se găsesc așezate în nas, în spatele, în regiunea posterioară a nasului, regiune care se cheamă rinofaringe. Acest țesut limfoid se găsește uneori de la naștere. Dacă spun țesut limfoid, asta înseamnă că este un țesut care are rol de apărare. El are rol de a ajuta în fabricarea leucocitelor. Deși acest țesut este cu rol de apărare, totuși, noi ne dispensăm de multe ori de acest țesut, adică mergem la intervenție chirurgicală, datorită faptului că, cu foarte multă ușurință, el se poate transforma într-un focar de infecție. Acest țesut limfoid, denumit sub denumirea de vegetație adenoide, care se confundă cu polipii din nas, care sunt, de fapt, polipozele nazale, am spus că se găsesc de foarte multe ori chiar de la naștere. Datorită faptului că se găsesc într-un spațiu anatomic destul de strâns, cu legături anatomice destul de importante, creșterea în dimensiunea acestui țesut limfoid poate determina o obstrucție a rinofaringelui și pentru că e acolo se învecinează cu sinusurile, determină cu multă ușurință rinosinuzite, pentru că se învecinează și cu tuba trompa lui Eustachiu, determină cu multă ușurință și afecțiuni otice. Și deloc de neglijat, să știți că există un raport anatomic cu glanda hipofiză, care este glanda cu rol central în dezvoltarea armonioasă a copilului nostru. Așadar, acest țesut limfoid poate să influențeze și creșterea organismului. Există și pachete de vegetație adenoide pentru care recomandăm intervenții chirurgicale, chiar dacă nu sunt de dimensiuni majore, pentru că, de fapt, contează foarte mult și dimensiunea spațiului în care cresc aceste vegetații adenoide. Dacă acest spațiu, denumit cavum, nu este foarte larg la un copil care nu a crescut foarte mult, un pachet de vegetații de dimensiuni medii poate determina aceleași necazuri ca un pachet de vegetații de dimensiuni majore la un copil mai mare. El, așa cum am spus, este un țesut limfoid care inițial are rol de apărare, dar nu este rolul major în apărare, pentru că sunt alte organe menite să fabrice leucocite și alte elemente care sunt responsabile de apărarea organismului. Fiind într-o zonă foarte prost aerisită, acest pachet de vegetație adenoide poate determina obstrucția nazală, rinoree, deci scurgeri nazale abundente, copilul cu nasul foarte frecvent înfundat este suspectat de vegetație adenoide, el are frecvent, poate avea frecvent dureri de cap, poate să nu crească bine în greutate, poate să aibă diferite tulburări dacă aceste vegetații cresc în dimensiune foarte mult, poate să determine o creștere vicioasă a sistemului osos, faciesul arată modificat, copilul stă frecvent cu gura deschisă, el pare neatent și are rezultate școlare proaste pentru că se înfundă urechile și nu recepționează foarte bine ce se întâmplă și ce se vorbește în jurul lui, acuză destul de des dureri de cap, este un copil palid care poate avea infecții și la distanță, deci nu numai infecții din sfera ORL, cel mai frecvent, rinosinuzita, infecțiile otice, dar de la nivelul cavumului, secrețiile mucopurulente se pot scurge posterior și ele întrețin infecții la nivelul amigdalelor și infecții la nivelul arborului bronșic, adică a traheite, bronșite și chiar pneumonii sau broncopneumonii. Există și infecții care sunt întreținute de focarul adenoidian la distanță. Sunt infecțiile renale, sunt infecțiile cardiace, sunt infecții care nu sunt de neglijat. Recomandarea de a face tratament chirurgical o face medicul orelist atunci când pacientul prezintă frecvent îmbolnăviri respiratorii. Vegetațiile adenoide sunt formațiuni care pot fi vizualizate într-un consult obișnuit, simplu sau cu fibroscop, dar se poate
bănui că avem în față un copil cu recomandare de ablație a focarului adenoidian, pentru că este un copil care se îmbolnăvește frecvent și are frecvent nasul înfundat. Așa cum am spus, nu este de neglijat nici faptul că acest copil nu o să crească foarte bine în greutate, pentru că intervine asupra oxigenării și deranjează glanda hipofiză. Deci este un copil care poate avea multe probleme și a căror rezolvare constă în ablația focarului adenoidian. Intervenția chirurgicală este o intervenție simplă, se poate efectua cu anestezie locală sau cu anestezie generală. Fiecare medic sau fiecare cabinet unde se practică aceste intervenții are experiența lui în maniera de a aborda această intervenție chirurgicală și de a efectua anestezia respectivă. În orice caz, după intervenția chirurgicală, copilul are, în general, rezultate foarte bune școlare, nu se mai îmbolnăvește foarte des, va avea o creștere armonioasă și cu îmbolnăviri foarte rare sau îmbolnăviri mai ușoare care nu necesită antibioterapie. Focarul adenoidian uneori poate fi întâlnit și la pacientul adult. Deci se găsește chiar și la sugar, adenoidita sugarului determină obstrucție nazală chiar la sugarul mic, uneori face infecții otice chiar de la vârstă de sugar mic, dar și la adult putem întâlni focar infecțios adenoidian, este vorba de acele vegetații adenoide care nu au fost operate în copilărie, poate nu s-a pus problema sau poate părinții nu au știut să-l direcționeze spre serviciu de ORL, dar mai rar întâlnim totuși și la adulți vegetații adenoide care pot deranja, pot da dureri de cap, uneori violente, cefalea este de foarte multe ori în regiunea occipitală, determină scurgeri purulente care vin din cavum pe peretele posterior al faringelui și întrețin de asemenea infecții la nivelul amigdalelor și mai jos, la nivelul arborului respirator inferior. Este o patologie care se întâlnește într-adevăr mai frecvent la copil, dar care poate fi stăpânită prin tratamente de prevenție care vizează o anumită igienă a nasului, dezobstruarea nasului, folosim aspiratoare la copil mic și suflă nasul copilul mai mare, se instilează în nas diferite produse care au rolul să desfunde nasul și să spele fosele nazale foarte bine ca să nu mențină secrețiile purulente la nivelul sinusurilor și să nu mențină sinusurile înfundate prea mult. Beneficiază de tratamente cu antihistaminice pentru că mucoasa nazală are o reacție de tip alergic foarte importantă. Beneficiază de tratament cu antiinflamator și uneori când este cazul și de tratament cu antibiotic. Ca prevenție, în sezoanele cu risc, adică primăvara și toamna, copilul va efectua, tot la recomandarea medicului orelist sau medicului de familie sau medicului pediatru, tratament de prevenție cu imunomodulatoare nespecifice, vitaminoterapie, produse care se găsesc și care, la recomandarea medicului, pot să-i dea o mână de ajutor copilului dumneavoastră. We'll be right back.